Să fie pace, pace în România! La Paris am fost și nu era pace să fie, nu! Era. Cum era? Nu era de asta, începem că n-a fereala, nu era fereala la Paris. Ce eram, făceam? Dar nu era așa ceva, cum e la noi în România. E grea, foarte grav ei. Am fost noi la protez, am strigat și noi cu ei. Ce știu, acum... Împotriva cu ei a strigat. Ce ați făcut la protez? Ce știu, ce-a făcut toată lumea? Țipa în gura mare, de ce, bă? Ce a strigat? Și jos, ce știu, habar n-am, șefule, nu știu, nu mă întreba. Sunt cu satana, nu sunt cu Dumnezeu. Nu cred în Dumnezeu, că mai mare Dumnezeu nu este nimenea. E crede în mamoma, crede în satana, nu crede în Dumnezeu. Dacă credea, lăsa în plata Domnului, noi spunem așa, Doamne, dacă a fi ceva, noi știm că Tu ne păzăști, știm că Tu ne vinge, știi că ne curăți. Dar e degeaba, degeaba. Vor să scape de noi cum ar veni, de omul vechi. Noi omul vechi, omul rudimentar, omul sălbatic, omul... Și omul nou are legătură cu câine sau cu... Da, cum da, cu o rasă de câini care... Și omul ăsta nou cu rasa de câini va conduce lumea într-o zi, nu? Sau... La trei. Între ghilimele, da. La trei, da. Omul nou la trău, cum ar veni. La trău, da. Asta e, aici am ajuns, aici am ajuns. Asta e. Dar lui, uite, fratele lui, a venit și fratele lui. Ce se mai întâmplă să mai scuipăm pe jos, să nu se mai bun. Tuturor. Bun. Joc mă zis, mă hai, au pe băieții cu mașina. E face un incident. Când tu și așa, că n-am gripa aviar de aia. Așa? Nu, normal nu trebuie să scuip jos, dar unde să scuip pe buzunare? Scuipat până acum, vezi ce s-a întâmplat să scuipați pe jos? Nu, niciodată n-am scuipat pe jos. Nu, deci sunt foarte atent. Dar unde scuipați dumneavoastră? Deci nu scuip niciodată. Deci hai. Nu fumez, nu beau, deci nu mănânc. Deci nu mâncați. Dacă omul spune adevăr curat. Mă, șeful, eu pace normal. Dacă am tușit, am scuipat. De ce? Dar nu mai aveți voi acum. De ce? Nu mai aveți voi. Lasă, brec. La domnul Ioanis? Mă, lasă. Filmează-mă, brec. 250 de bucăți. Cine răspunde de ele dacă... Eu tușesc și, și mă scui pe iarba aia acolo. Cine răspunde de ele? Asta îmi treci pe domnul Spon. De ce credeți că românii scuipă pe jos foarte mult? Părerea mea personală e una. Și, nici nu vreau să mă clarific. Nici nu vreau... În momentul când... Nu dau cu scuipatul, dau cu țigarea. În momentul când intră în magazin și aruncă țigarea pe grătarul ăla. Ceea ce nu e. Păi conține o travă. De ce? De unde știi sau cum v-ați... De unde știu? Da. Asta e semnul Antichrist, care citește Biblia și ăstea, înțelege foarte bine semnul venirii lui Antichrist. Apare și oarecum așa în Biblie? Apare. Dacă știi să citești. Apare despre semnul venirii. Odată e pecetea care se opune. Unul vine, spune pecetea Ilie și Enoch, că ăștia vor fi martorii. Ăștia spun pecetea lui Iisus Hristos, iar ceilalți care vor veni înaintea lor, semnul Antichrist. Pe codul de bare, dacă citiți, pe orice medicament, pe orice produs, are un cod. Dacă se adună sau se înmulțesc, îți dă 666. Sau cu noi? Probabil să discuțiile președinți după 90 încoace, începând cu Iliescu până la cine a fost Iohannis ăsta, șogru, așa că așa îi spun eu, da? Omul nou să apară în concepția lor. Deci noi suntem... Omul vechi, cum ar veni? Vechi, din nu știu ce reptile, din nu știu ce așa. Și omul nou ăsta cum arată? Nici ei nu știe exact. Deci ceva cu câini, cu... De ne amintim pe București, suntem de București, nu? Da. Cu alea, unii strângeau câini acolo. Există un reportaj și există la televiziunea română, în arhivă, tot ce s-a discutat despre adăposturile de câini, ce să facă cu ei. Și să ne bage pe noi în adăposturi sau? Probabil, da. Când o apărea lumea nouă cu câini, e așa, apare omul nou. Noi suntem oamenii vechi, cum ar veni, vechi. Vor să scape? Ce a fost sălbatic, cum a fost prima dată, până în Evul Mediu? Și vor să scape de noi, oamenii ăștia vechi? Da, în concepția lor. Așa, apare un om nou. Un om nou, în concepția lor. Cum arată omul ăsta nou? Seamănă cu noi, credeți? Sau... Nu știu exact, am uitat. Așa, dar v-am zis, găsiți în Arhiva Televiziunii Române toate... Ce carte spuneați că a citit? 5 secole de război secret. Adică
mai multe, dar... Și care este adevărul pe care l-ați aflat acolo? Ce v-a impresionat? Păi, aceeași chestie cu omul nou. Da. Da, da. Vaccinul ăsta are legătură cu apariția omului nou? Și am mai citit, mai am o carte, dar bine, mi-a rupt-o cineva, mai am adunat-o filă cu filă, antibioticele secolele 20, adică al 19-20. Să scuipați pe jos. Se mai întâmplă? Mai s-a întâmplat, moș bătrân la 81 numai, ce vrei? Asta e glumă, glumă! De ce scuipați? Am trăit, fii atent, omule, ascultă-mă, eu am fost ca tractorist și nu țineam cont. Mi-aduceam mâncarea cu căruța care era pe câmp. Așa. Și eram plin de mizerie, scoteam motorină și mă frecam așa. Și băgam la gură și nu m-a avut nimic. Hai, plecați, domnule, cu prostiile astea care... Da, să îi trimite pe dânsii să îi întrebe. Cum sunt român care scuipă? De ce credeți că scuipă? Așa sunt zeflemiștii. Nu că sunt bolnavi. Sunt zeflemiști. N-are educații. Aia. A scuipat vreodată pe jos? Mai scuici. Scuici. Păi ce să facă? Să ducă mai înainte, că nu, eu nu sunt bolnav. Și nu știu cum să fac. Deci când muncești, muncești puțin, te dezbraci și muncești. Da, da. Și când ai oprit munca, te îmbraci. N-ai nimic. Da. Bun. Al doilea rând. Păi mă duc până acolo. S-a umblut cu capul gol. Eu eram copil și umblam într-o hăinuță. Și nu de-aia am rămas fără dinți. Că sunt ghilicir cu așa. O să scăpăm vreodată de... Nu răspundeți la întrebare. Păi, de ce scuipă românii pe jos? De ce scuipă? Dar de ce puneți întrebarea asta? Pentru că... Bun, să vă dau răspunsul final. Dă-ne simțiți, domnule, dă-ne simțiți. Sunt impuri cei. Sunt impuri cei, șeful. Sunt impuri cei. Ce vrei mai mult? Atât? Deci am avut ocazia ca să ies prima... Și să trească jarnea mioară. Și de scârba, la ăștia, deci n-am vrut. Dacă ați fi primar, i-ați lăsat pe oamenii din comună să scuipe pe jos? Nu, nu i-aș lăsa. V-ar da amendă, domnul primar, aici, imediat. Domnul primar, nu vă mică nici, domnul primar e un om foarte cum să cade. Nu, e foarte cum să cade, dar pe partea alaltă, eu am... Până la Dumnezeu de bun. Până la Dumnezeu de bun. Nu vă mic cu nimic. O să continuați să scuipați? Da, dacă mai tușesc, arunc un scuipat normal, șeful, normal, mandat, normal. Îl... Da, nu-i normal. Ia zi tu, mă, complinează, că trec de pe post. În concluzie dumneavoastră... Mă filma, oprește-o acum. Dacă mai dă un mandat, ies la pensie, deci... Ia uite șosele care le avem. Dumneavoastră scuipați mai puțin, am înțeles? Nu, eu nu scuip niciodată. Deci am bunul strâng. Cum v-ați reușit să vă abțineți? Aveți așa o stăpânire de... Are pungă, am văzut, dar unde cum, ai nu mă, du-te, mă, deci am bunul simț. Stați două secunde. Bunul simț. Adică, deci, stau lângă cineva în stația de autobuz și fac to. Să întrebe femeia, ce ai? Pe ocazia să vorbiți cu el, ce a spune? Unui bărbat monogam. Ați înțeles dumneavoastră așa? Ce te dracu mă-i în col, măi, jigodii? Dar ce s-a întâmplat cu bărbatul din ziua de asta? De ce e monogam? E prost ca femeie. Să vă abțineți, să-l... Păi să mă nec? Hai, să mă nec? Să mi se puie de-aia în gât? Dacă o să fiți amendat pentru asta, o să mai scuipați de acum înainte? Scuipă lumea alanta, că mă duc. Pe lumea alanta, acolo îmi dă voie. Ce scuipăm pe jos? Noastră, de ce scuipați pe jos? De ce scuipă, tine? Care e motivul? Toți scuipăm, cum a spus dumneavoastră. Toți nervoși. Nu vă mint. Așa se zic și noi. Așa se zic și noi. Batista de muzafac. Deci ar fi o soluție în Batista? Batista e scumpă, dar a dracii în ea că e scumpă. Scumpă, e și rebețele, câte cele nu, sunt. Avem hârtioară. Avem... Să scăpăm vreodată de obiceiul ăsta cu scuipatul? Păi da. Nu scăpăm. Nu, părerea mea nu. De ce nu scăpăm de scuipat? Părerea mea e nu. Român nu e român. Nu e nici englez, nici francez, nici italian. Nu scuipă, spune. Bă, în sfârșit, noi avem obiceiul nostru. Și dacă te-ai certat cu un om, eu cu Mada. Da.
Mi-ați dat o flegmă aia. E normal. Și o lipsă de educație. E și o dovadă de, în capul lor spun, o dovadă de șmecherie scuipatul ăsta, adică scuip că sunt șmecheri. Am zis-o, da. Face parte din, așa zicele, șmecherii din capul. De asta înseamnă fundamentul rațional, lipsă de educație, 7 ani de acasă.